Vreau să vă prezint puțin viziunea liberală, propria mea viziune liberală asupra economiei. Trebuie să avem curaj să spunem că este un moment ca sectorul privat să fie prioritatea zero în România și nu învățământul, nu sănătatea. Și asta, să știți că este un lucru important, este un lucru pe care trebuie să-l facem. Omul să aibă garanția că nu se culcă sănătos și se trezește, ferească Dumnezeu, mort, așa cum s-a întâmplat în Timișoara. Dar nu e periculos să ne jucăm de anticipatele putin de criză, domnule Orban? Vă întreb. Ce criză? Ce criză? Asta ca să demitizăm un pic boala, fiindcă am citit câteva articole ieri unde se vorbea despre un virus uțigaș într-o manieră foarte apocaliptică. Deci la noi, până acum, avem noroc. Ce criză? Avem noroc. Se trezește, ferească Dumnezeu, mort. Le-am spus tuturor, vreți să vedeți spitale ca în Occident? Mergeți la Suceava să vedeți ce a făcut fluturi cu bani europeni! Am terminat sesiunea de consultări cu partidele parlamentare și sunt în măsură să vă spun câteva concluzii pe care le-am tras. Așadar, după ce m-am consultat cu toate partidele și formațiunile parlamentare, îl desemnez pe domnul Ludovic Orban să formeze un nou guvern și să se prezinte în Parlament. Vă mulțumesc! Stalin! 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 Fiecare dintre voi să lămurească alte trei curve să intre în partid. Declar ședința închisă.